Peste 100 de tineri antreprenori, studenți și elevi din București au învățat ce presupun relațiile interumane în societatea românească. Este un demers menit să-i motiveze pe aceștia să-și găsească drumul în viață. Iar cel mai important lucru pe care trebuie să îl ia în calcul este comunicarea. Manifest pentru tineret, mentorat în dezvoltare. Este evenimentul la care au participat tinerii dornici să se implice în viața politică. Secretarul general al PUSL, Simona Mann, a vorbit despre importanța presei în comunicarea politică. Am găsit o mare deschidere la un grup chiar mare de tineri și când vezi atâta dorință și sete de a lua informații din mediul politic, de la oameni experimentați, e păcat să nu vii în întâmpinarea acestor solicitări. Lavinia Șandru a subliniat cât de importantă este comunicarea în politică. Sunt convinsă că sunt tot mai mulți tineri care vor face în așa fel încât lucrurile să se schimbe în bine în România și vor reuși să facă lucrul acesta cu demnitate, onoare și curaj, așa cum facem și noi, umaniștii. La eveniment au participat și tineri remarcabili care le-au vorbit celor prezenți despre domeniile în care excelează. Realmente tinerii au nevoie de susținere în ziua de astăzi și nu multe formațiuni politice de pe scena politică actuală susțin cu adevărat tinerii și îi tratează ca pe adevărați parteneri. Este extrem de important să sprijinim tinerii să se implice, pentru că eu consider că dacă o persoană nu se implică, nu se poate plânge de societate sau de stat că nu face nimic. Eu personal am regăsit niște oameni de o înaltă valoare și îmi dau o încredere personală de a merge mai departe și a continua cu curaj să ne zbatem și să facem treabă foarte bună la noi în țară, la noi acasă. Liderul PUSL Sector 3, Liviu Negoiță, a explicat pașii unei bune strategii de comunicare. Cei care suntem mai vechi în politică, care avem experiență, avem datoria, bucuria să le împărtășim tinerilor ceea ce am trăit noi în politică și ceea ce ar fi bine să facă ei, să nu repete greșelile pe care probabil noi le-am făcut și să facă lucruri bune astfel încât România să prospere. PUSL își propune ca astfel de evenimente să aibă loc la câteva luni distanță.